Valentine's Day, da, și este lângă noi Nicoleta Ion. Trebuie să îndulcim toți, toți îndrăgostiții în această săptămână. Pentru asta ne-am gândit să le oferim un mic colțișor din centrul vechi, o locație foarte frumoasă care îi va ajuta pe toți îndrăgostiți să găsească cadouri potrivite, inedite. Deci hai să vorbim despre acest târg, că înțeleg că va fi foarte interesant, nu? Exact. Am încercat să aducem o gamă cât mai variată de produse la acest târg, dat fiind faptul că tinerii din ziua de azi sau cei îndrăgostiți mai degrabă încearcă să le ofere iubitei sau iubitului, bineînțeles, să le ofere cadouri inedite, originale, aș putea spune. Așadar, la târgul din data de 13, zilele de 13 și 14 februarie, într-un pub din București, într-un stil vintage, aș putea spune, vom desfășura târgul Zdrângănele și Bizbrizi. Iată, mai ales pentru artiștii din emisiune. Ce avem în acest bol? Noi am pregătit aici niște răvașe norocoase. Wow! Așa le-am numit. O prăjiturică care conține câte un mesaj. Eu aș vrea să vă invit să gustați din prăjiturică și totodată să descoperim mesajele din interiorul acestuia. Vă rog, domnul Zalmberger. Domnul Irimia, luați și dumneavoastră. Te rog să iei și tu. Așa. Și unde pot fi găsite aceste prăjituri? Aceste prăjiturile vor fi și ele prezente la târgul... Pot să dau și la public? Sigur, sigur, cum să nu? Sunt nerăbdătoare să văd. Ia să vedeți aici. Descoperi. Familia Mapet. Mapet, hai să vedem. După pauză aflăm ce mesaje a primit familia Bandi. Ce au conținut răvașele, că nu se poate. Ia să vedem. Eu, în primul rând, faptul că am depășit o vârstă și pentru mine a însemnat dragobetele mai mult decât Valentine's, am să ofer această piesă unei domnișoare din formație. Vă rog, domnul Titi. Ia pentru să vedem. Care mulțumesc foarte mult. La Coana Floare acestui. Dați-mi microfonul, domnul Titi, vă rog. Țineți-mi microfonul. Ia, dați-mi mie. Ia să vedem ce scrie. Nothing in the world is accomplished without passion. Mamă, și în limba engleză, adică ce drăguț! Mesajele la acest moment sunt în limba engleză, pentru că ne-am gândit, în centrul vechi, de obicei, ne bucurăm de prezența masivă a multor turiști. Și atunci am mers și pe varianta de limba engleză. Însă, acele persoane care doresc să ofere partenerului sau partenerei un astfel de mic cadou, pot opta și pentru mesaje în limba română. Chiar pot fi personalizate aceste prăjiturile și pot fi realizate la comandă. Dar putem să știm dinainte ce mesaj va fi în prăjiturică? Că dacă îi dăm un mesaj din ăla cu... Asigur, sigur că da. Ele, bineînțeles, pot fi alese în funcție de... Pot fi alese. Sigur că da. Aveți și mesaje pentru, nu știu, soacră sau alte persoane din familie, persoana non grata? Dacă se cere și din timp, da, cu siguranță se pot face și altfel, și astfel de mesaje. Deci, încă o dată, unde va fi acest târg de Valentine's? Târgul de Valentine's Day se va desfășura la The Vintage Pub în centrul vechi în zilele de 13 și 14 februarie, săptămâna aceasta, adică miercuri și joi. De la ce oră la ce oră? Între orele 13 și 19. Noi ne-am gândit că o pauză la prânz, poate că ar fi așa bine meritată. Cam târziu, dacă pleacă îndrăgostiții să se plimbe în centrul vechi? Eu sunt convinsă că nu. Seara. Dar fiind faptul că suntem în mijlocul săptămânii, mă gândesc că ar fi foarte frumos dacă ne-am scoate partenerul undeva într-un colț, ceva mai retras în centrul vechi, unde am servit împreună poate o cină sau chiar o cafea și de ce nu un cocktail special. Și cum se numește? Zdrângănele? Zdrângănele, Bizbrizuri și alte bucurii pentru îndrăgostiți. Ce drăguț! Da, acolo nu vor exista doar, eu știu, bijuterii sau accesorii handmade. Acolo vom găsi, pe lângă aceste minunate, zic eu, papioane, care pot fi, de ce nu, accesorizate și vestimentației adultului, bărbatului. Copiilor. Sau copiilor, de ce nu. Se vor putea achiziționa și cărți și, eu știu, nu știu, îmbrăcăminte. Și prăjiturile cu răvași. Voi ce răvași ați primit? Da. Ia să vedem. Keep your face to the sunshine and you will never see shadows. Wow! Profilul! Soarta mi-a dat următorul mesaj. You have a great
you have a great capability to break cookies. Wow! Use it wisely.